Vorbitor, pășește pe calea lider și dinamic. Dar astăzi o să meargă pe altă cale și o va lua în altă direcție. Știți care? Nici eu nu știu care, dar eu știu direcția. Pentru că direcția este direcția săgeții lui Cupidon, deoarece ne va vorbi despre săgeata lui Cupidon, întrucât titlul discursului este Săgeata lui Cupidon. Astfel, cu titlul discursului Săgeata lui Cupidon, o invit aici în scenă pe Maria Victoria Racu. Cupidon, copil ștrengar și cam a iubit din fire, pune oamenii pe jar, răspândind mereu iubire. Dragi prieteni, amintiți-vă de momentul în care v-ați văzut pentru prima dată iubiții, actualii sau foștii. Descrieți, printr-un singur cuvânt, prima voastră întâlnire. Păpădie. Așa. Un epitet, o comparație, o metaforă, ceva. Одноклассники, точка, ну. Cel puțin o comparație. Milion de caritele. Ok. Felicitări, Vadim, ai fost înțepat de săgeata lui Cupidon. Restul cred că ți-a avut nevoie de un pic de timp. Da, în sfârșit! Voiam să strig cât mă ținea gura atunci când l-am văzut pentru prima dată în cea mai romantică intersecție din Chișinău. Nu era Eminescu și Veronica Mici. Era Pușkin cu București. Dar din acel moment, așa am poreclit acea intersecție. Doamne, îți mulțumesc! În sfârșit înalt, frumos, inteligent, romantic, maniera da, așa l-am vrut. Mulțumesc! Câteva zile după ce l-am văzut, eram într-o euforie plină. Cine dintre voi a simțit acea euforie post-cupidoniană? Câteva luni a durat. Dar timpul a trecut și ciocnirea de realitate a fost... Auci! Vă aduceți aminte de prima neplăcere, senzații neplăcute din relația voastră. Cum v-ați simțit? Nervată. Neplăcut. E nervată. Dezamăgit. Nepărut. Asta e bună. În parcul catedralei, sub plapuma întunericului, cu un aer așa de reproș și de supărare, vreau eu să-mi spun păsul că eu nu tolerez relații la distanță. O tactică deloc greșită și necesară. Da. Eclipsată rău de supărare. Supărarea. Acea senzație neplăcută care poate ușor să înăbușe orice sentiment frumos. Cea care se oprește ca un nod în gât, te împiedică să respiri, strângi tare din dinți cu o ciudă și uiți că, iată recent, parcă ai fost, de fapt, înțepat de Cupidon. Mai mult de atât, aceste supărări nu ne ajută deloc. Pe mine nu m-au ajutat. Nici să-mi rezolv problema, nici să comunic mai eficient. Ba mai mult de atât, au atras după sine și alte supărări. Că nu mi-ai scris, că nu mi-ai sunat, că n-ai făcut, că nu ne-ai suflat în borș. Au venit toate ca o avalanșă asupra relației, încercând de câteva ori să-i pună capacul. Cum credeți, care este cea mai bună soluție pentru o supărare? Cum poate fi ea tratată? Comunicare, conversație, sex. Dar până la urmă este iertare. Iertarea nu poate fi atât de ușor atinsă. În special atunci când porți cu tine în fiecare zi un monolit întreg de supărări. Și nici pe una nu uiți. Pe toate le ții minte. Și avem în fiecare așa.
Pont. Să punem tot aici în buzunarel. Și pe urmă așa, hopa, să-l spatele. Dreptă-n moi să-i transmitem. Deja depinde de dimensiunea supărării. Dimensiunea, da? Cu toate acestea, fără eliberarea de aceste supărări, nu putem să ne alegem. După câțiva ani de tot căutări și căutări, în sfârșit a venit și soluția. Fiind ghidată de un psiholog, sexolog, m-am așezat și timp de 5 zile mi-am notat pe foaie toate supărările pe care le aveam. Ții minte seara aceea de concert, când m-a invitat pe ultima sută de metri. Și eu până una alta am venit fix la sfârșit. Să știi că am fost foarte frustrat și foarte supărat. Din punctul meu de vedere, puteai să faci totul din timp. Urmând această structură, am așternut pe foi, 4 foi a 4, pe ambele părți, de supărări. Apoi, le-am rupt cu poftă, așa. Și-ai păstrat eu. Am luat un castronaș, am deschis toate ferestrele din apartament și le-am dat foc. Urmărind flacăra care ardea, am simțit cum din subconștientul meu se șterge absolut tot. A fost o ușurare enormă. Apoi a urmat a doua etapă. Într-o seară m-am așezat la masă și pe o foaie am aranjat o scrisoare de recunoștință. Dragul meu, îți mulțumesc mult pentru grija pe care mi-o porți în fiecare zi. Aceasta mă face să mă simt specială și iubită. Te rog, continuă tot așa și nu pleca. Am nevoie de tine. Am îmbăturit frumos această scrisoare, am aranjat-o într-un plic, am mers la poștă, am pus timbrele și am expediat-o la Paris. A ajuns odată cu mine, pe 4 februarie 2022, de ziua mea. Dar l-am rugat să nu o citească de față cu mine, să o facă în singurătate. Apoi am primit și recunoștința. Zicea că la făcuță se simte special. Dragi prieteni, de multe ori supărările sunt cele care pun capac relațiile. Vă îndemn să le ștergeți prin rupere și ardere și să-i aduceți săgeata lui Cupidon în recunoștință.